Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Ia uitați păsările. Ia uitați rața care a clocit acum în noiembrie. Ia uitați aceste două bibilici ultimele, care sunt diferite de celelalte, sunt bibilici de anul acesta. Uitați cât de mari s-au făcut. Uitați și acest coș negru, găinușile. Ia uitați, această găinușcă cu gâtul gol este fica la aceasta. Ia uitați, cocoșul de cochintina, o puicuță neagră moțată acolo. Caprele sunt pe partea cealaltă, două. Cum v-am spus, sunt patru capre. Ia uitați-le, două sunt jos, aceasta mănâncă. Ia uitați-le și pe aceasta. Aceasta este o capră tânără, nu știu dacă e tânără, undeva la 2-3 ani. Sunt curios ce o să fete pentru că este primul an la mine. Se urcă în mâncare, n-are nicio treabă. Este una din cele mai cuminți capre, numai că la când le dau taienul porumb, se bat între ele. Ia uitați păsările. N-am mai făcut un clip de mult cu păsările și am zis să fac. Plouă foarte tare aici. Ia uitați și rațele. Uitați ce mocirlă este la ele. Azi care o să mă gândesc, poate le duc puțin la baltă să se spele puțin, pentru că din albe au ajuns cam negre. Nu prea îmi plac mie când sunt murdare și cred că o să le duc la baltă. Acum o să vedem. Poate o să filmez un clip acolo. Ia uitați, găini mai sunt și aici. Ia uitați, găini ptice. Ia uitați, uitați aceasta, acest pui este scos din această găină. Din măras negru arămiu. Ia uitați, găinușa de cochintina bobat. Îmi place foarte mult. Ia uitați și cocoșul. În vârstă de un an și puțin. Ia uitați puicuțile. Uitați, uitați ce culoare are aceasta. Ia uitați. Au super culori. Îmi plac foarte mult culorile lor. Cu toate că m-am chinuit foarte mult până ce să ajung la aceste culori. Ia uitați, acest cocoș este unul alb și ieri s-a bătut cu fratele lui. Și s-a bătut până le-a dat sângele la creastă. Ia uitați, este cam roșu. Se vede. La toți piticii care i-am, aceasta este mama lor. Toți piticii care sunt, aceea este mama lor. Ia uitați, această găinușă pitică. Îmi place foarte mult. Ia uitați, are o culoare superbă. Ia să o punem puțin aici. Ia uitați ce culoare superbă are. Aceasta este cea de cochintină. Îmi place foarte mult. Este una din favoritele mele. Este cam lumina afară și nu prea se vede. Așa am schimbat poziția în care filmez și se vede mai bine. Este una din preferatele mele. Dacă o să pot să o prind pe aceasta, am o problemă cu ea. Nu, nu o să o pot să o prind. Ba da. Am o problemă cu ea. De ceva timp, nu știu, are ceva la un picior. Este o găinușă superbă. Îmi place foarte mult culoarea ei. Este una... Habar n-am, bobată, habar n-am. Are probleme la un picior. Uitați, la acesta are probleme. La... Tot zboară, dar uitați, la acesta are probleme. Uitați, când ține piciorul sus, are probleme cu el și nu știu ce să fac.
Am văzut că eu și Ionuț de Best avea un cucoș așa. La el, din câte am văzut, și-a revenit. Sper să-și revine și aceasta. Ia uitați cucoșul care s-a bătut ieri cu fratele lui. Ia uitați-l. Afară se vede mai bine. Ia uitați ce puicuțe frumoase de pitici am. Foarte mulți m-au întrebat dacă am de vânzare, pentru că am postat fotografii cu ele pe grupuri și m-au întrebat dacă am de vânzare. Din cauza penajului mai mult, cu siguranță, cred. Ia uitați, acesta seamănă leit cu acela de acolo, cu acel pitic, dar nu sunt frați, nu este nici cucoșul cel mare, nu este părintele lui. Și din potrivă este cocoșul de cochinchină, tatăl. Acesta îmi place foarte mult pentru că are pe piept, are bulinuțe, nu știu, habar n-am. Foarte mult îmi place și cocoșul de cochinchină. A, uitați puicuța. Este blândă, este cu minte. Ia uitați. Rațele. Rațele sunt ok, toate. Rățoiul mulțat a început să calce. Chiar azi dimineața și-a călcat perechea aceea de acolo. Aceasta și-a călcat-o ieri. Azi, de fapt, azi dimineață. Scuzați-mă. Și sunt foarte ok. Ia uitați răsoiul celeșesc maroniu, ciocolatiu, și celălalt rățoi. Aceștia sunt cei rățoi la leșești. Și deja ne-am lungit cu clipul. Cam acesta a fost videoclipul. Dacă vă plac clipurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!